Ne aflăm la Oldie Sibiu, alături de Alex Răuciu. Salut, Vali, mulțumesc de invitație, salut! Astăzi discutăm despre strep. Avantaje, dezavantaje și cum să-l montăm, să-l folosim în avantajul nostru în principiu. Pe masă avem două strepuri. Unul este de la artsportstore.com și toate care un alt website pe el. Și unul este de la Mazurenco. Diferențe foarte mari între ele nu sunt, însă cel de la Artsport Store pare un pic mai solid. Un pic cam lucios, încă nu l-am testat, e nou-nouț. Cel de la Mazurenco nu-și păstrează textura atât de ușor, dar e foarte bun când îl strângi pe mână. Cum vedeți, catarama e ușor diferită. La Mazurenco, catarama tinde să se îndoaie un pic în timp. Rămâne de văzut cum va fi cel de la Artsport Store. Am vrea să le mulțumim celor de la artsportstore.com, fiindcă ne-au donat 5 strepuri împreună cu o altă comandă. Și dacă vreți, site-ul dispune de câteva mânere foarte interesante de Scandenberg. O să găsiți link-ul în descriere. Acum să începem să discutăm despre strep. Alex o să ne explice cum să câștigăm avantajul strep. Haideți să vedem în primul rând cum îl legăm. Bun. Deci, în primul rând, strepul se leagă cu palmele deschise. Arbitrii vor atrage atenția constantă să țin palma deschisă și la același nivel. Se pune catarama pe mâna uneia dintre concurenți, de regulă pe partea unde se află și arbitrul. Arbitrul principal, da? Cel care stă sus să vadă și cel care leagă strepul cu ajutorul secundului. Bun. Noi vom închide aici degetele pentru a ne ajuta unul cu celălalt, deoarece nu avem arbitrii la masă. Prima dată, strepul se pune pe antebrațul părții în care se află și catarama pe palmă. Arbitrul va întreba sus sau jos. Majoritatea sportivilor preferă să fie pus jos, dar există și excepții. Vine pe interior strepul și se mai dă o tură pe celălalt antebraț, iar în cele din urmă se introduce aici prin spațiul făcut din strepul de aici și de aici. Din cele două bucăți montate, noi băgăm strepul între ele. Nu trecem pe deasupra lor sau pe supra, ci trecem fix printre ele. Apoi îl închidem. Iar în momentul în care strepul se strânge, trebuie mare atenție, mai ales pentru concurentul care are catarama pe mâna lui. De ce? Pentru că strângerea strepului tinde să atace rotatorii adversarului și de obicei este în dezavantaj. Bun. Apoi se închide prima. Cam așa se leagă un strep. În cele ce urmează vă voi arăta cum se poate căpăta înălțime în strep. Una dintre metode ar fi să cobori degetele și în același timp să urci palma peste cea adversarului. Arbitrii constant vor ține degetele întinse și vor încerca să țină la aceeași înălțime palma. Atenție! Nu se coboară doar degetele pur și simplu, că atunci îi coboră cu palma sub. Este ca palma să se înalțe și atunci închietura și antebrațul vor urca pentru a înălța palma. De ajunge undeva în acest punct, chit că arbitrii vor ține de degete, palma tu o așezi. Bun, iar apoi va veni pe deasupra catarama din nou și se va lega. Haideți să o și legăm ca să se vadă care este înălțimea pe care am căpătat-o după ce l-am strâns. Bun, haideți acum să punem cât de cât, Alex o să exagereze un pic, nu cred că o să putem să câștigăm atât de mult strep într-un concurs, nu te lasă arbitrii, dar ca să vedem diferența. Deci suntem la egal acum și urmează să închid strepul. Bun, în timp ce închid strepul, Alex își înalță palma și chiar dacă eu trag de mâna lui, el a ajuns să fie mai sus ca mine. Pentru că după ce s-a strâns strepul, eu am voie să înalț degetele, la fel și Vali. Și totuși, în momentul în care închidem palmele,
aici mai e. Eu o să fiu într-un dezavantaj clar. Încă o chestie, dacă vrei să arătați trepul, nu este priză de arbitru, poți să-ți faci mai mult loc. Acum arbitru când te închide, te închide, nu prea mai ai ce să-i faci. Dar în mod normal ar trebui să tragă spre cot. Dacă arbitru nu face asta, e o greșeală destul de întâlnită la unii arbitri, ce putem să facem, Alex? Să ne mutăm trepul mai în spate, dar fără să tragem fizic cu mâna de el. Putem să înaintăm cu palma și atunci foarte important este să fim atenți la falange să rămână libere, pentru că dacă presiunea se pune aici, din start nu vom putea închide eficient pumnul și trepul îl va deschide de unul singur. Cam asta putem face. Sau dacă tragem fizic cu mâna să fie o mișcare scurtă, nimeni nu va avea treabă dacă facem asta. Sau putem pur și simplu să anunțăm, pentru că și arbitru va fi înțelegător acolo. Deci, acum ca să fim sigur că văd și momentul în care împingi mâna, tu de fapt împingi, dar îți muți mâna și în lateral, nu? Aici, muți în lateral și încerci să înalți. Iar în momentul în care se strânge strepul, din nou, cel care are catanama pe mâna lui, trebuie să ai un pic de atenție, să nu lase moale, rămâi drept, astfel încât să nu se întâmple asta. Acum din nou am exagerat pentru a se vedea, fiecare centimetru va conta într-un meci oficial. Bun, ca să câștigăm acea poziție de care vorbește Alex, putem foarte simplu să punem cotul un pic mai lateral și să-ți muți toată palma. Arbitru te va ține aici, dar tu făcând asta poți să îți înclini palma. Lasă primar. Poți să înclini un pic palma, cum va face și Alex, ca tu să nu te tragă strepul în jos, să nu fie rotatorii, da? Care sunt foarte mușchi rotatori, sunt foarte importanti în scandal. O altă chestie care am zis-o la început, arbitru se întrebe unde vrei strepul, sus sau jos? Jos înseamnă că nu-ți blochează chentura. Acum și la Alex și la mine strepul e relativ jos. Dacă ar pune sus, sus, dacă s-ar închide, ar veni fix peste încheietura aici și atunci nu ai avea libertatea să îți pronezi încheietura atât de ușor. Acum strepul s-a și schimbat de cursul timpului, dar în momentul în care se pune aici, sus, e foarte greu să faci orice altceva în afară să tragi la tine în spate. În afară de asta nu prea mai opțiuni. Dacă sunt și avantaje dacă se pune sus, cum ar fi dacă ai închietura accidentată, poate fi ținută de strep și atunci nu mai ai atâta bătaie de cap ca ai altceva de făcut. Și poate tragi pe side sau tragi în spate, cum ai spus tu. Dacă ești genul care trage pe top roll, hai să facem un pic de priză, tragi pe top roll și cu presiune din spate, cu back pressure, da. Trăgând aici sus, dacă ai strepul pe închetură, o să te țină mai bine, o să țină închetura mai bine în unui top roller. Însă, în situația pentru că ai nevoie de libertate, atunci strepul cel mai bine să fie jos. Dacă ai închetura mai moale, oricum strepul te ajută. Haideți să discutăm despre asta. La ce ne ajută strepul? Care e avantajul unui strep? În primul rând, dacă ai o palmă mică și dai peste un top roller, trage puțin top roller, poți să deschidă palma, dar de multe ori mâna nici nu trebuie să pui atâta presiune că o să te țină strept. Și atunci tu îți folosești forța musculară să te tragi înapoi. Nu mai trebuie să te chinui să strângi din degete sau să folosești atât de mult încheietura, ca atunci când nu îl ai. Poate să fie mai accesibil dacă vrei să intri într-un hook, o să-ți dea mai multă putere să accesezi hook-ul sau o să-ți dea mai multă putere să-ți accesezi brațul. La începători, în general, de multe ori e mai multă forță pe braț decât pe încheietură și degete. În concluzie, avantajul unui strep e pentru cei care au mai multă forță musculară, da? Dacă vrei să faci un press sau un hook, o să fii garantat legat de el. Și el nu o să mai poată să facă atât de ușor o tehnică pe tendoane, de top roll. O să poți să blochezi mai bine când el o să tragă top roll-ul sau, efectiv, dacă chiar te ia târâși și poți să tragi din braț, poți să încerci să accesezi mai multă forță musculară. Poți să țină și încheietura, recomandat celor care au palme mici, care nu pot să țină bine și le să ducem mâna pe spate, sau celor care au forță musculară mare, dar nu au forță în degete sau în palmă, în cupă. Cam atât despre strep.